stă să se înnece, îi aruncă rămureaua. Furnica se uită pe ea să arunce plasa peste ea, furnica se apropie de vânător și îl pișcă de picior. Vânătorul dădu în țipă și scăpă plasa. Porumbița a zburat și după să devin când sunt mare o doctoriță. Oh, știi cât de mult trebuie să înveți pentru asta? Da, știu. Cine ți-a spus? Mama mea și doamna învățătoare. Ce înseamnă doamna învățătoare pentru tine? Doamna învățătoare pentru mine înseamnă că ea ne învață tot și ne iubește. Simți că te iubește doamna învățătoare? Da. Cât de important este să te iubească doamna învățătoare? Foarte important. Ia spune-mi, ai fost într-o altă școală? La oraș, de exemplu. Nu, n-am fost. Ți-ar plăcea să vizitezi? Da. Dar colegii tăi care au fost la concurs ți-au povestit cum este la o școală de la Giurgiu? Da, mi-ai povestit. Și ce ți-au spus despre școlile de la Giurgiu? Spus că sunt foarte gălăgioase. Da, voi nu sunteți gălăgioși? Ba da. Andreea, tu ai fost și la concursuri. Povestește-ne. A fost foarte frumos. La ce concurs ai fost? La limba română. Unde s-a desfășurat concursul? La școala numărul 5. În Giurgiu. Cum ți s-au părut colegii tăi de la Giurgiu? Foarte liniștiți. Ți se pare că sunt cu ceva mai presus decât voi? Nu. Este bună cu noi. Cât de important este ca doamna învățătoare să fie bună cu voi? Foarte important. Dacă ar fi mai aspră cu voi, ați iubi-o la fel de mult? Participat la un concurs, mi-ai spus mai devreme. Da, am participat la concursul de limba română. Cât de mult îți place ție limba română? Foarte mult, mai mult ca toate materiile. Și unde s-a desfășurat concursul? La Giurgiu, școala 5. Cum ți s-a părut ție școala 5 de la Giurgiu? Școala 5 mi s-a părut cam gălăgioasă. Cum este școala ta față de școala 5? Școala mea este mai frumoasă decât școala 5. De ce zici tu că e mai frumoasă? Pentru că sunt mai multe chestii mai frumoase ca acolo. Spune-mi una dintre ele. Sinteticul de afară. Crezi că îi lipsește ceva școlii în care înveți? Nu. Cum sunt colegii tăi? Sunt foarte bun. Dar doamna învățătoare? Este foarte drăguță cu noi. Ce înseamnă foarte drăguță? Adică ne învață, nu ne ceartă. Cât de important este să fie blândă cu voi, să nu vă certe? Este foarte important să nu ne certe. Ce ar însemna să vă certe? Ce reacție ați avea voi? Ați învăța mai bine dacă ar fi mai riguroasă cu voi? Nu. Ia spune-mi, Gabi, tu mai ai frați? Da. Câți frați? Unu. Mai mic sau mai mare? Mai mare. Și unde a învățat fratele tău? La Braniște. Și cum era școala de la Braniște? Cum este? Foarte bine a fost. Ți-ar plăcea să înveți la oraș? Nu. De ce? Pentru că aici este școala mea. Ai un calculator? Da. Cât timp petreci în fața calculatorului? O jumătate de oră.
o jumătate de oră pentru că doar atât îți permit părinții sau te plictisești în fața calculatorului? Doar atât îmi permit părinții. Spre ce tip de joc te apleci mai mult? Sau ce ți-ar plăcea mai mult? Să ai un calculator cu multe jocuri sau să ieși afară cu prietenii tăi și să vă jucați așa cum vă jucați voi de obicei? Să ies afară cu prietenii și să mă joc. De ce alegi prietenii? Pentru că ei este mai importanți. Sunt mai importanți. Tu te joci pe calculator? Da, mă joc. Doar 15 minute. Doar 15 minute. Ne spuneai mai devreme că ți s-a stricat calculatorul. Da, este adevărat. Și ești supărată din cauza asta? Nu prea. Cum înlocuiești timpul pe care îl petreceai la calculator? Să învăț și să mă joc cu prietenii. Ce preferi, să te joci la calculator, cel mai frumos joc, sau să te joci cu prietenii? Să mă joc cu prietenii. De ce? Că dacă n-am prieteni și mă joc numai pe calculator, mă plictisesc. Tu ai calculator? Nu. Dar ți-ai dori? Nu. De ce? Pentru că eu îmi place mai mult să învăț decât să mă joc. Îți place mai mult să înveți decât să te joci, dar nu ți-au povestit colegii tăi care au calculator cât de frumos e să te joci la calculator? Ba da. Și totuși, nu ești curioasă să vezi cum este? Eu nu sunt curioasă. Ți se pare că cei care se joacă la calculator sunt cu ceva mai special decât tine? Nu. Aici este școala mea. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție E timpul să vorbim. Am început emisiunea cu un material de 10 minute care mărturisesc că l-am realizat cu mare drag. Chiar nu mi-a fost greu, pentru că ați văzut ce personaje minunate au populat acele imagini. Da, este vorba despre învățământul la sat. N-am să încep însă emisiunea înainte de a vă spune la mulți ani, giurgiuveni. La mulți ani, Giurgiu, la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Gheorghe și derivatele sale, la mulți ani inspectorului general al Inspectoratului Școlar Giurgiu, Gigi Oprișan, la mulți ani colegului meu de la cameră, George Voican, m-am încurcat, mă gândeam la celălalt coleg, Gelu Brebenel, care de fapt se numește Gheorghe Brebenel, la mulți ani și lui. Discutăm în această seară despre învățământul la sat, despre copilașii care sunt fericiți fără calculator, care pun prietenia mai presus de calculator, care se bucură de tot ce oferă natura și așa cum scriam pe rețeaua de socializare puțin mai devreme, aproape toate marile valori s-au născut la sat. Și eu nu sunt o mare valoare, probabil, sau poate sunt, dar am învățat la sat și da, diferența există. Am invitat pentru discuția noastră din această seară pe doamna Mădălina Oprișan, profesor pentru învățământul primar la Școala Generală Oinacu. Bună seara, doamna Oprișan, vă mulțumesc că ați acceptat invitația în platoul E timpul să vorbim.
Chiar ediția trecută l-am avut în platoul emisiunii pe inspectorul general al inspectoratului școlar. Mărturisesc că nu am vorbit foarte mult, aproape deloc, despre învățământul la sat. N-am să-i spun învățământul rural. Mie îmi place să spun că am învățat la sat. Da, și mie îmi place și e o plăcere pentru mine să lucrez la sat. Trebuie să mărturisesc că nu o singură ocazie am avut să plec de acolo, dar de fiecare dată am ales să rămân și sunt convinsă și astăzi pot să mărturisesc că am făcut alegerea potrivită la momentul respectiv. Da, pot să mă pronunț și eu în acest sens. Se pare că ați făcut alegerea potrivită. Am văzut în material rodul muncii după doar 2 ani, pentru că erau elevii clasei pe care dumneavoastră, clasa dumneavoastră, clasa a doua, o singură clasă de a doua, da? Da. De la Școala Generală Oinacu. Trebuie să le spun telespectatorilor noștri că doamna profesor Mădălina Oprișan are o experiență, chiar dacă nu se vede și, da, n-ați crede, dar are o experiență de 20 de ani. Da, în învățământ printre pitici. În învățământ primar și în învățământul la sat. Acum, de o vreme, sunt și profesor metodist din acest an școlar. Al casei corpului didactic. Da. Vom discuta și despre acest lucru, pentru că sunt curioasă să știu ce face un profesor metodist. Nu sunt foarte familiarizată cu ce se întâmplă acolo. Presa mai merge, dar știți, nu se poate împrăștia peste tot și... da, e bine să știm că... Da, vin mesaje de la telespectatorii noștri, o să le și citim, unele mai dure, altele mai dulci. Cum este să fii învățător la sat? Nu este ușor, datorită sau din cauza faptului că trebuie să facem naveta, asta este poate cel mai dificil. Vă întrerup, așa, eram atentă la ce spuneați și vă rog să nu uitați ideea. Avem aici un cadru didactic, ați observat cât de greșit se utilizează și cum se confundă termenul datorită sau din cauza? Nu, da. Cât de prost sunt puse în propoziție ca să destindem atmosfera. Pe mine mă intrigă. Nu știu. Nu odată, deși cred că explicația e foarte simplu. Când e vorba despre un lucru negativ, e din cauza, când e dar nu știu, pozitiv, nu știu de ce, datorită. Nu de ce că... par atât de greu la oameni mari. Vorbim despre niște nume. Da, poate că emoțiile sunt de vină în cazul meu. Noroc că m-am corectat. Da, ați fost, noi am, pe mine m-a interesat să arăt mai presus de orice copilașii de acolo. Pe mine m-au impresionat tare, tare, tare mult șorțulețele în care vin la școală, șorțulețe așa am avut și eu. Nu atât de stilizat cu gulerașe, știți, noi eram altfel, da. Gulerașele acum se bucură, să zicem, de privilegiul ăsta că există niște șorțulețe cu nu știu ce gulerașe, nu știu ce mânecuțe, dar conceptul pe mine mă sensibilizează și rămân fan. La noi în școală se păstrează uniforma, fani suntem și noi ai uniformei, a fost o decizie pe care am luat-o în Consiliul de Administrație, acolo unde sunt și părinți și profesori și reprezentanți ai comunității locale și am ales să păstrăm uniforma. Cel puțin la clasele 1-4 este uniforma tradițională, aceea pe care am purtat-o și noi și pe care o știm cu toții. Și dacă ar fi să fim pragmatici acum, trebuie să spunem că sunt și mai puțin costisitoare aceste uniforme. Da, bine, la Giurgiu, la oraș, copiii sunt altfel. Școlile cu mai multă personalitate, să spun așa, cu orgolii, cu uniforme, nu știu cum. Pun mai mult preț pe brand. Da. La oraș se pune mai mare preț pe brand, în schimb, în rural se pune mai mare preț pe... moralitate. Poate e mult spus, dar copiii aceștia vin cu valori morale din familie diferite de cele pe care le au copiii noștri din mediul urban.
Da, așa este. Am arătat, cum am spus mai devreme, am arătat foarte puțin din școală, am pus mai presus copilașii. Școala este absolut superbă și le spun telespectatorilor noștri că am văzut o școală, cred că la standarde europene, nu greșesc, nu cred că lipsește ceva copiilor de acolo. Noi ne străduim să nu le lipsească nimic copiilor și nici noi, să nu ducem lipsă de mijloace de învățământ și de materiale didactice. Este adevărat că avem o școală dotată cu laborator de informatică, avem sală de sport. În urmă cu 2 ani, cred că nu greșesc, 2-3 ani am construit acolo un teren sintetic de fotbal pe care îl folosim la orele de educație fizică. Sălile sunt... Sala de sport, nu, n-am apucat să o văd, dar iată, o școală foarte bună de la Giurgiu, cum este școala 7, nu are sală de sport. Copiii fac într-o încăpere, ce să spun, nu știu, probabil cât o sufragerie, așa, să apreciem. Da. Nici sala noastră de sport nu este foarte mare, dar... Dar câți elevi sunt? Da, dacă raportăm la numărul elevilor, spunem că este suficient. Doamna profesor, o să întrerupem discuția noastră pentru că avem mesaje și aș vrea să le citesc așa în timp cât de cât util. Avem mai mulți parlamentari decât profesori și retribuirea este invers proporțională cu studiile. Unii ne învață tainele cititului și scrisului aproape gratis, iar ceilalți au depopulat și analfabetizat întreaga țară pe banii noștri, plătitorilor de taxe și impozite. Se semnează Nicu din Giurgiu, un șomer care nu găsește de muncă în comuna Giurgiu. Da, trist, așa este, vă înțeleg, telespectatorii noștri sunt obișnuiți, au încredere în noi și transmit cam ceea ce simt. Nu sunt cenzurați, așa că liber la scris. La mulți ani tuturor celor care își serbează ziua de nume astăzi, la mulți ani Giurgiu. Da, la mulți ani, la mulți ani, sigur. Giurgiu. Viața la țară, ce frumos, mi-am adus aminte de copilăria mea și de doamna mea învățătoare. Respect pentru domnii profesori de la țară. Felicitări pentru idee, mulți discută numai despre învățământul cu supercalculatoare. Asta este România adevărată. Și eu sper să rămână România adevărată, așa cum am văzut eu ce ați văzut și dumneavoastră pe materialul de mai devreme. Ați fost 2 ani director al școlii. Da. Este adevărat că în cei 2 ani nu o spun, este o constatare pentru că eu am filmat acolo echipa TV Giurgiu și atunci când erați director în mandatul dumneavoastră am florit școala în acea perioadă, dar fiindcă sunteți în platou n-am să vă laud foarte mult că nu ăsta este scopul meu. De ce nu mai sunteți director, doamna Oprișan? Nu mai sunt director din motiv de incompatibilitate. Știți că legea nu permite ca în funcțiile de îndrumare și control să existe relații de subordonare între membrii unei familii. Eu fiind soția unui inspector școlar, nu mai puteam să ocup funcția aceea și a fost alegerea noastră de moment. Am considerat că asta e cea mai bună soluție, eu să renunț. Motiv pentru care astăzi sunt în echipa de cadre didactice a școlii Oinacu, adică tot acolo, și nu consider... Nu v-ați cățărat cel așa... Cel mai important este să fii director. Pe nu știu unde. Nu, nici cum. Da, să că soțul dumneavoastră a mai fost inspector general, putea să fiți pe la vreun liceu, pe la vreo școală, nu știu cu ce pretenții. Da, eu vă apreciez modestia. Dar aș vrea să ne mai povestiți câte ceva despre școală. Câte clase are școala de la Oinacu? Păi, școala de la Oinacu are câte o clasă pe nivel. Adică, la învățământul primar avem 5 clase, începând cu clasa pregătitoare și terminând cu clasa a 4-a și la gimnaziu, de asemenea, 4 clase, una pe nivel. Numărul de elevi din clasă variază de la 12 până la 31, întrucât
În urmă cu câțiva ani, în comuna Oinacu erau 3 școli și la un moment dat, din cauza numărului de elevi în scădere, am fost restrânși și astăzi funcționăm într-o singură unitate școlară, iar în localitățile arondate există doar grădinițe. Corpul didactic, din câți profesori și învățători este alcătuit? Suntem 18 cadre didactice, dar parte dintre noi își desfășoară activitatea numai în școala Oinacu și mă refer aici la educatoare și învățători și profesorii care au mai multe ore în curiculă, adică română și matematică. Ceilalți profesori sunt cu catedrele împărțite în școlile învecinate. Predau la noi și în alte școli. Nu sunt 18 profesori doar ai școlii noastre. Eu am, atât cât am văzut eu, am observat că este o școală dotată. Să ne spuneți ce nu s-a văzut. Să ne povestiți despre ce nu s-a văzut. Este o școală, așa cum v-am spus, și eu m-am străduit și în continuare echipa de cadre didactice de acolo face tot posibilul. Uite că acolo, și vă întrerup, ați spus v-ați străduit, nu v-o fi fost ușor, dar unde era un, că nu ne ferim acum de adevăr și de cutume și de ce doriți dumneavoastră, un primar PNL, dumneavoastră soția unui PSD-ist, s-a putut, unui PSD-ist cunoscut și important. Știți cum a fost? În mandatul meu de director am lucrat cu 2 primari. Au fost alegerile, cred, undeva în vară. Eu eram director din vremea primarului care a pierdut alegerile la momentul respectiv. Am continuat cu actualul primar, dar și unul și celălalt, ca și mine de altfel, am înțeles că, dincolo de orgoliile și interesele personale, este interesul copiilor noștri, al comunității și împreună am ales să facem treabă bună pentru copiii de acolo și pentru părinților și pentru întreaga comunitate. Pentru că primarii sunt oameni ai comunității, iar noi cadrele didactice suntem adoptate. Și poate că ăsta, revenind la ce discutam anterior, ăsta este motivul pentru care nu am vrut să mă desprind de comuna Oinacu și de învățământul de la sat, pentru că întotdeauna am simțit dragostea și respectul oamenilor, faptul că eram privită ca fiind a lor și rugămințile lor de a rămâne, pentru că mărturisesc că nu este foarte ușor, dar nici nu consider că calea ușoară este întotdeauna cea mai bună. Întotdeauna mă gândeam că ar fi momentul, poate, să plec din rural atunci când elevii mei vor ajunge în clasa a patra, ca să nu fie... Da, pentru că nu vă este ușor și mă pregăteam să vă întreb cum e cu naveta. Aveți un băiețel, este la vârsta când are mare nevoie. Aveți un... Ce clasă e băiețelul? Este în clasa a cincea. Este în clasa a cincea și are nevoie până la urmă. E adevărat. Cât de greu vă este? Spuneam că alegerea a fost a mea și atunci când faci alegerile pe care le consider potrivite, nu-ți pare nimic greu. Prin urmare, probabil că Oinacu nu este foarte departe. Probabil că și dacă aș fi fost la o școală din oraș și aș fi ajuns acasă, știu eu, nemulțumită, ar fi fost mult mai greu decât naveta pe care o fac zilnic. Vreau să ne povestiți despre copilașii pe care i-am văzut, despre copiii de la țară, de la sat în general. Cum sunt copiii de la sat? Aveți un băiețel, tocmai ce am spus, da? Și câte generații vor fi trecut prin mână? O, da, multe. Multe, da. Generații mi-au trecut prin mână. Deci, cu atât mai mult cu cât la începutul carierei mele, ca să-i spun așa, lucram la învățământul simultan, tot în comuna Oinacu, dar exista învățământ simultan acolo,
ce înseamnă învățământul simultan, se tinde către desființarea lui, dar la vremea aceea aveam 20 de copii în clasă, dintre care 10 erau în clasa a doua și 10 erau în clasa a patra, iar eu, în timpul unei ore de curs, care dura ca și acum 45 de minute, trebuia să predau pentru cele două clase și la sfârșitul orei toți copiii să fie atins obiectivele pe care eu mi le propuneam. Întorcându-mă la copiii alături de care eu îmi desfășor activitatea, pot să vă spun că sunt copii dornici de cunoaștere, care mă motivează și pe mine. Întotdeauna am spus că nu există copii buni și copii răi, nu există copii de la țară și copii de la oraș, există doar copii și sarcina noastră este să îi modelăm, să le fim alături și să îi sprijinim ca ei să ajungă acolo unde își doresc. Eu am văzut acolo niște copii speciali. Credeți că sunt, hai să zic, mai special decât au o inocență pe care ai noștri de la oraș o pierd mai repede. Au, nu știu, sunt mai apropiați de valorile morale, așa cum spuneați mai devreme. Ce face diferența? Și acum să nu se înțeleagă, Doamne ferește, că punem mai prejos copilașii noștri de la oraș. Nu, ne creștem copiii la oraș, dar independent de voința noastră, se leagă de ei tot felul de chestii. Da? Și... Eu zic că sunt copii mai greu de construit, pentru că nu au acces la atât de multă informație. Dacă luăm prin comparație cu ce se ocupă copiii noștri din oraș, ai noștri personali, da, și cei de vârsta lor și ocupațiile pe care le au în timpul liber copiii de la țară, eu aș spune că cei de la sat sunt mai motivați și mai receptivi, să știți. Ne urmăresc și au... În fiecare dimineață când intru în clasă mă întâlnesc cu 22 de perechi de ochi dornice de cunoaștere. Ei vor să știe, nu știu neapărat ce vor să știe, dar orice vreau eu să le spun, ei sunt dispuși să asculte și să înțeleagă, și fiecare eu... pe măsura capacității pe care o au, firește. Da, și eu vă întreb acum, au aceleași curiozități precum ai noștri de la oraș? Absolut. Adică... da, au aceleași curiozități, bineînțeles, specifice vârstei. Deci în funcție de vârsta la care se află, elevii pe care eu îi am acum sunt în clasa a doua, dar păstrez o relație foarte apropiată cu elevii din clasa a șasea, care, vedeți, în comunitățile astea mici, relațiile sufletești sunt foarte apropiate și nu cred că există elev care să nu-și iubească învățătorul sau dacă învățătorul nu reușește să se facă iubit de către elevii lui, e posibil să aibă o problemă. Pentru că... Da, am văzut. Este foarte important și acum mi-ați ridicat mie mingea la fileu. Mă întorc la emisiunea pe care am avut-o alături de domnul inspector general și am pus accent, deși mi-am propus să-l întreb o grămadă de lucruri, m-am cramponat foarte mult de sufletul copiilor, de incidentele nu neplăcute, oribile, care s-au întâmplat, din păcate, fie la Cluj, eu am zis că fiecare localitate, zic, încerc să fiu indulgentă, are cât un astfel de specimen. Și atunci discutam despre sensibilități. Eu pun foarte mult accentul pe relația profesor-elev, dar nu cea de eu știu, caiet și tablă, catalog, copil și așa mai relația sufletească. Fie că este învățător, învățătorul are timp să construiască o relație timp de 4 ani, continuu, este mai simplu, sau profesor. Este foarte important și se pare că multe cadre didactice
și nu le învinovățesc acum. Nici circumstanțe atenuante nu le prea găsesc, chiar dacă vine vorba de bani, de cât de proști sunt plătiți. Mă refer la relația asta care se construiește și de care copiii, ați văzut în, nu știu, nu cred că v-ați întrebat vreodată elevii, mă iubiți? Cât de mult mă iubiți? Nici cum, îmi spun ei, în fiecare zi îmi declară. Le-am văzut ochii, le-am văzut ochii și având, mă întorc la incidentul de atunci care pe mine personal m-a marcat, și eu am un copil la școală care s-a lovit, nu de ceva atât de grav, dar s-a lovit. Se întâmplă discriminări, se întâmplă, eu știu, tot felul de stigmatizări. Tu ești nu știu cum, tu nu ai, tu ai, pe tine te meditezi sau... Nu, chiar nu-mi place să vorbesc despre asta. Am avut și niște intervenții telefonice atunci care sunt în atenția domnului inspector general. Cât de greu este să te apropii de un copil sau cât de uman trebuie să fii sau de inuman să nu o faci? Nu cred că nu poți să te apropii de copii. Mă gândesc că meseria asta de dascăl, și am simțit-o pe propria piele, este una specială, în care, dincolo de latura materială, da, salariile care sunt așa cum sunt, spuneați chiar mesajul telespectatorului. La mesaj mă și uitam. Și știm cu toții, există o mulțumire sufletească. Dacă nu știi să apreciezi lucrurile din punctul ăsta de vedere și să te bucuri de performanțele pe care le obții cu ele, de rezultatele lor, de împlinirea lor până la urmă, de proiectele în care ești implicat alături de copiii ăștia, poate că, nu știu, e mult spus, dar să n-ai vocație de dascăl și să te gândești în altă direcție, poate că nu ți-e locul în învățământ. Nu trebuie să încerci neapărat să reziști acolo, să te ții cu ghearele de catedră. Dacă vezi că nu-ți place meseria, poți să te îndrepți spre alt domeniu care poate îți place mai Simțiți mult. Simțiți când un copil are probleme? Da, simt, și mai mult decât atât, relația pe care eu o construiesc cu elevii mei îmi permite, ei vin și îmi spun când au probleme. Sunteți și confidentalor? Absolut. Deci înainte de a ajunge poate eu să îl observ pe unul dintre copii că nu e tocmai în apele lui, că ochișorii lui sunt triști în ziua aceea și dincolo de vedeți că noi mergem la școală și ne ocupăm nu numai de latura asta sufletească și de sufletele copiilor noștri. Noi avem o curiculă pe care trebuie să o parcurgem și printre, eu știu, exerciții rezolvate la matematică și texte studiate la limbă și comunicare, discutăm și lucrurile astea. La ciclu gimnazial există acea oră de dirigenție pe săptămână când dirigintele poate să-i asculte. Dar la învățământul primar, relația asta se construiește de-a lungul zilelor. Unei întregi zile, da, poți să vezi când un copil are o problemă, chiar dacă nu vine și mărturisește, poți să-l iei, eu știu, în pauză deoparte și să-ți povestească, să-l ajut să treacă peste. Da. Trebuie să ai, nu știu, disponibilitatea, ca să-i spunem așa, să-l asculți și să-l sfătuiești ca și un părinte, că până la urmă asta suntem. Cât de... ce le lipsește? Ce le lipsește acelora care nu gândesc și nu procedează în tocmai cum ați spus mai devreme? Și hai să vă întreb în mod așa, mai direct. Este o circumstanță atenuantă faptul că salariile sunt cum sunt, pentru că trebuie să le mai spunem telespectatorilor noștri un lucru, că atunci când vin și spun sunt profesor de nu știu câți ani și am un atât salariu, acela este salariul standard, să spunem așa. Sunt ore de dirigenție, sunt poate ore în plus, nu? Adică ne prevalăm așa de niște cifre stricte care vă rog să dezvoltați dumneavoastră. Este o scuză?
Hai, nu comentăm cifrele. Să dau sfaturi și nici să comentez cifre. Nu comentăm cifrele. Dar nu cred că asta trebuie să reprezinte o scuză, că așa cum spuneam mai devreme, dacă consideri că vrei, știu eu, un salariu mai mare, poți să mergi într-un alt domeniu și să obții un salariu mai mare. Dacă vrei să faci performanță la școală, adică dacă ai ales meseria asta, trebuie să mergi în direcția aceea și să te gândești, știu eu, mai puțin la salariu și mai mult la meseria pe care ai ales-o, nu? Și pentru care consider că ai vocație și dăruire, că altfel de ce să te chinui și tu nu și pe copii, mai ales că ei n-au nicio vină, tocmai. Nu sunt vinovați copii și cum sunt foarte directă în ceea ce spun, sunt elemente care și condiționează actul de predare sau de atitudinea prin temirce favoruri sau foloase necuvenite. 20 de ani de experiență, mult aș zice, în orice domeniu. Așa, în două cuvinte, ce trebuie să-l definească pe dascăl? Dăruirea, dragostea pentru meseria pe care și-a ales-o, corectitudinea, pentru că copiii simt, să știți, în momentul în care... Vai, și ce răniți sunt. Absolut, și sunt răniți. Să știți că, revenind la elevii mei din clasa a doua, în momentul în care avem o probă de evaluare, de pildă, de multe ori vin în pauză, curioși să vadă ce au făcut. Doamna, cum trebuia? Nu au răbdare până la ora următoare, când rezolvăm exercițiile așa cum ar fi trebuit să fie rezolvate corect, ci de multe ori stau în jurul meu să vadă cum au greșit și unde. Și ei știu că dacă avem o greșeală vom avea minus foarte bine, dacă avem două greșeli avem bine, trei minus. Adică atâta vreme cât ești corect și ei simt lucrul ăsta și le sădești și lor, mă gândesc, spiritul ăsta al corectitudinii. Dacă nu suntem corecți cu noi, ce pretenții avem de la ceilalți? Din păcate ne apropiem de finalul emisiunii. Nu o să terminăm, însă până nu ne spuneți câte ceva, nu o să ne puteți spune tot, despre performanțele clasei dumneavoastră, despre performanțele școlii și apoi despre ce înseamnă profesor metodist și ce faceți acolo. Dar începem cu performanțele. Dacă vorbim de performanțe, putem discuta pe două paliere, performanțe în activitatea școlară și performanțe în activitatea extrașcolară. În activitatea școlară, performanțele elevilor noștri, zic că, nu știu, e frumos spus așa, toți elevii noștri își depășesc condiția, își depășesc părinții. Asta e o performanță, să știți. Rezultatele pe la evaluare... Și vă dați seama ce satisfacție pentru părinți. Absolut. Este visul oricărui, deci, părinte. Cred că, fără excepție, și pot să afirm... Realizați niște vise, v-ați gândit vreodată? Adică, visul părintelui. Păi... probabil că ăsta e și motivul pentru care părinții sunt aproape de școală și ne sprijină în tot ce întreprindem acolo. Spuneam de performanțe. Rezultatele la evaluările naționale sunt mulțumitoare. Elevii noștri participă la diverse concursuri artistice, literare, în diverse zone, la diferite niveluri, chiar și internațional. Trimitem lucrări realizate, creații ale elevilor și obțin premii. Iar dacă mă refer la activitatea extrașcolară, de asemenea, și acolo am putea considera performanțe proiectele în care școala a fost și este implicată. Avem în derulare o serie de proiecte educaționale cu parteneri, nu numai din învățământ, avem instituții de cultură partenere. Cel mai frumos proiect pe care îl derulăm este o tabără interetnică. Suntem în anul acesta la a doua ediție cu o școală din Sâncrai, Harghita. În anul trecut am primit propunerea de a merge acolo cu 20 de elevi din școala noastră și cadre didactice pentru a-i ajuta pe elevii din Harghita să învețe limba română. Un proiect extrem de ambițios. Ei au asigurat copiilor găzduirea și sprijinul pentru derularea unor activități comune în timpul taberei.
copiii au fost încântați și ai noștri și cei de acolo, au legat prietenii, comunică și astăzi pe Facebook și televiziunile de acolo au mediatizat evenimentul. A fost un eveniment, tot copii de la sat, știți, sunt crai, tot o localitate din rural, alături de care am desfășurat activități minunate în cele 7 zile de tabără. A fost extraordinar. În anul acesta suntem așteptați din nou, în iulie, probabil cu alți 20 de elevi de la Oinacu, pe care îi vom plimba acolo să lege alte prietenii și să-și continue și în mediul virtual, pentru că și elevii noștri de la Oinacu au, adrese de e-mail și posibilități de comunicare multiple. Da, vă văd așa, sunteți inimoasă și se citește satisfacția pe chipul dumneavoastră și da, cât de mult contează sau nu știu, este asta o recompensă pentru dumneavoastră, pentru învățătorii de la sat, pentru cadrele didactice în general, care nu sunt remunerate corespunzător, cum de altfel nimeni nu mai este remunerat astăzi, pentru că situația economică este una proastă și local și național, dacă dezvoltăm. Dar totuși sunt oameni în toate domeniile care își fac treaba cu mare pasiune. Ce părere aveți? Satisfacția asta de a-ți vedea copilul pe care l-ai format, i-ai pus creionul în mână, l-ai învățat alfabetul, a făcut primii pași către viață, da? Și vă întâlniți cu el și îl întrebați ce faci, unde ești și care e cel mai frumos răspuns pe care l-ați auzit? Da. Sunt student, primii mei elevi sunt căsătoriți acum. Da, sunt student sau am terminat facultatea sau vă mulțumesc, doamnă, că datorită dumneavoastră se întâmplă și așa. Ultima întâlnire a fost cu un student la Politehnică care mi-a spus, n-am crezut vreodată că voi reuși să învăț matematică așa cum dumneavoastră mi-ați spus că pot ca să ajung student la Politehnică. E adevărat că nu mi-e ușor, dar eu simt că și datorită mie copiii ăștia sunt ce sunt și până la urmă satisfacțiile astea ale sufletului cred că sunt importante pentru noi dascăli. Nimeni nu își uită învățătorul sau învățătoarea. Așa nimeni. Ar trebui să fie. Sunt așa ca niște icoane în viața noastră și eu mi-amintesc cu mare, mare drag și dragoste de doamna mea învățătoare de la țară, doamna Maria Mocanu de la Drăgănești Vlașca. Ce înseamnă profesor metodist? Profesor metodist este, metodistul este un fel de mentor. Este un profesor care îi îndrumă, îi consiliază pe profesori în carieră, dar nu așa cum face un mentor, nu îi urmărește parcursul pe, o durată determinată, ci doar la solicitările cadrelor didactice oferim îndrumare și consiliere în activitatea pe care o desfășoară la catedră. Casa Corpului Didactic, acolo unde eu sunt profesor metodist, este principalul furnizor de formare pentru cadrele didactice. Știți că în învățământ, ca și în alte domenii, se tot petrec schimbări la anumite intervale de timp. Și atunci noi, cadrele didactice, ca să putem ține pasul cu schimbările care se petrec în sistem, trebuie să parcurgem niște programe de formare periodic, care se derulează prin Casa Corpului Didactic. Este instituția care organizează aceste programe de formare pentru cadrele didactice, care ține evidența cadrelor didactice care participă la formare și propune în fiecare an o ofertă de cursuri de formare care este avizată de Ministerul Educației Naționale. Apoi aceasta merge în școli, cadrele didactice aleg, ce corespunde interesului fiecăruia și participă la cursuri pe parcursul unui an școlar, în weekenduri, vacanțe școlare. Noi nu avem atâta vacanță cât au elevii.
Da, mă uitam că aveți două foi și ceva marcat acolo. Păi, nu știu, e bine. Deci, înainte de a fi repartizați pe post sau după ce sunt repartizați undeva, fac aceste cursuri cu dumneavoastră? Păi, după. Și oamenii cu experiență îndelungată, oamenii care se apropie, sunt în prag de pensionară, participă la aceste cursuri, pentru că... Sunt un fel de update pentru... Da, oarecum. Da, un fel de update pentru activitatea pe care noi o desfășurăm, pentru că, așa cum spuneam, un cadru didactic care a terminat liceul și are poate 30-35 de ani, sunt cadre didactice cu experiență, vedeți dumneavoastră, într-un fel se derula procesul de învățământ în urmă cu 35 de ani și altfel se derulează astăzi. Prin urmare, oamenii aceștia trebuie să țină pasul și să-și updateze informația, sigur. Da, sper să le transmiteți celor pe care îi școliți acolo din entuziasmul dumneavoastră și din sensibilitatea dumneavoastră până la urmă. Încerc. Și feedback-ul e pozitiv, să știți. Da. Ceea ce nu poate decât să mă bucur. Sunt convinsă de asta. Aș vrea să le mulțumesc tuturor cadrelor didactice de la țară, de la oraș, deopotrivă, pentru ce fac pentru copiii noștri și să-și păstreze calmul, pentru că nu știu cât de repede vor crește salariile. Doamna profesor Mădălina Oprișan, mulțumesc mult pentru prezența în platou. Vă mai aștept. Eu am să citesc un ultim mesaj. O emisiune frumoasă, așa cum ne-ați obișnuit în această zi de sărbătoare. Felicitări, doamna Drăgulin, dumneavoastră și invitatei. Mulțumim frumos. Vreau să îi salut pe drăguții din material, pentru că știu că se uită la noi și vreau să se vadă la televizor. Le-am promis că îi vom mai vizita, atât pe ei, cât și pe colegii lor și colegii din alte localități, pentru că avem multe școli frumoase în județ și acum știți cum e, unele mai utilate, mai bogate, altele mai puțin, depinde. Eu cred că depinde și de noi, cum știm să ne implicăm și să ne... cerem, depinde și de dumneavoastră, dar mai presus de orice este că fiecare copil merită absolut tot sau copiii merită totul în mod egal. Asta mulțumesc frumos pentru prezența în platou din această seară. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea dintr-o zi specială de ziua noastră a Giurgiuvenilor. Eu vă dau întâlnire luni la audiența. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu. Numai bine!